Ce ar trebui să se întâmple ca un lucru pe care îl spui să fie și adevărat în viața ta? Să-l aplici, să funcționeze, nu? Pentru că, dacă nu funcționează, este o teorie frumoasă care nu dă roade. Este în popor o vorbă care spune să vezi și să nu crezi. Și, de regulă, vorba asta se referă la acele momente din viață, când ești luat prin surprindere și vezi ceva ce n-ai mai văzut niciodată. Însă, astăzi aș vrea să-i dau o altă nuanță acestei zicale, care surprinde acele evenimente din viață despre care tu știi anumite lucruri, ba chiar e sigur că se vor întâmpla și le ignori. Și ele se întâmplă. Și în momentul în care se întâmplă, practic, te mai întrebi, oare de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Și începem să găsim tot felul de explicații, dăm vina pe soartă, dăm vina pe lume, dăm vina pe familie, dăm vina pe tot felul de lucruri, pentru că noi nu vrem să credem realitatea care se întâmplă în viața noastră. În uh, Evanghelia după Matei, la capitolul 24, Mântuitorul vorbește despre generația potopului, care a auzit de foarte multe ori că va veni potopul și cu toate astea n-au crezut. Spune aici, în capitolul 24, începând la versetul 37, așa. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Vreau să vă întreb, au știut sau n-au știut că va veni potopul? Au știut, au știut. teoretic, nu? Însă dacă știi doar teoretic și nu se întâmplă nimic în viața ta, este exact la fel ca și atunci când n-ai ști absolut de loc. Efectul este același. Știi că stai pe marginea unei prăpastii și s-ar putea să se surpe pe malul cu tine, că este un loc foarte alunecos. Știi lucrul ăsta, S-au mai întâmplat cazuri și cu toate astea rămâi acolo și se surpă malul și ca și te duci în prăpastie. Care e diferența dintre unul care știe că se întâmplă lucrul ăsta și unul care nu știe? Din punct de vedere practic, nu e nicio diferență. Și Mântuitorul surprinde și face o paralelă între vremea lui Noe când li s-a predicat, li s-a spus, oamenii au știut teoretic că vine potopul. A văzut în fiecare zi că noi, ăsta nebunul, lucrează la Corabie. Și cu toate astea, au ignorat total. Și știți ce spune Mântuitorul? Că și la venirea lui va fi exact la fel. Vor fi mulți oameni care vor ști, teoretic, dar care nu vor avea nicio reacție. Atunci când Hitler a venit la putere, nimeni nu credea că va invada Europa. Francezii stăteau în spatele liniei Margot foarte bine, era o linie de fortificații cu cazemate, cu mitraliere, cu tancuri, cu tot ce este mai bun în apărare și au zis de aici n-au cum să treacă nemții. Nu le trecea prin, prin minte că s-ar putea să vină prin ardeni, prin pădurile alea, prin munți și să îi ia prin învăluire să ajungă în spatele lor. N-au crezut. Einstein Spunea despre, tot despre ascensiunea aceasta a nazismului că la început a crezut că va fi blocat în societate. Domnule, e o nedreptate, nu se poate, cum se întâmplă așa ceva? După aia a zis, dacă trece de, nu trece de societate, poate va fi blocat în universități. Pentru că acolo sunt oameni intelectuali care au școală, cum să accepte așa ceva? Și a trecut și de universități. Păi, dacă trece și de universități, poate că va fi blocat în biserici. Și bisericile vor lupta și vor face un front și vor aduna pe oameni să nu accepte așa ceva. Ici deci ce au făcut bisericile? S-au predat. Au văzut că se întâmplă, că se dezvoltă, dar n-au crezut că va lua ființă așa ceva. Citeam uh, săptămâna aceasta o carte bazată pe fapte reale, este un bestseller, Evadare de la Auschwitz, uh, scrisă de Joel Rosenberg, uh, în care personajul principal, Iacob, îi spune, uh, tot încerca să le spună prietenilor săi, rudelor sale și celor din jur că e, e groasă treaba cu uh, exterminările și că vor fi arestați și vor fi duși la Auschwitz și vor fi omorâți. Știți ce spuneau majoritatea? Ești nebun. Cum adică, să se întâmple așa ceva? Nu există. Noi stăm frumos acasă, ne vedem de viețile noastre. Cum adică, dar nu o să se întâmple așa ceva. Noi avem drepturi, suntem cetățeni. Și au văzut în fața lor atâtea dovezi și n-au crezut. M-am întrebat de ce, având în fața o realitate. Încercăm să o negăm sau nu luăm seama la ceea ce se întâmplă. Și am găsit câteva cauze pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. În primul rând este vorba, dacă vorbim de lucrurile religioase, de lipsă de credință. Adică Dumnezeu spune clar că așa va fi și oamenii ce zic? Nu credem absolut nimic din ceea ce spune Dumnezeu. Nu ne interesează. Nu, nu vrem să știm. Zice Dumnezeu, dar astea sunt povești, sunt pentru oamenii credul, pentru oamenii ușor de manipulat. Noi nu credem așa ceva. Și într-adevăr este cazul generației lui Noe, generația sfârșitului și așa mai departe. Apoi, e și o dovadă de ignoranță. Știți că zice un popor că treci ori prin școală, ori printr-un proces de formare, ca gâsca prin apă. Așa trec foarte mulți oameni, majoritatea prin viață, nu interesează aspecte filozofice, să dea un sens vieții, să facă ceva măreț. Viața se reduce la supraviețuire, la bios, la elementele de trai și cam atât. Ca să nu spunem că sunt și momente de prostie crasă, din cauza căreia oamenii pot fi manipulați în toate felurile. Adică aminte ne povestea profesorul de istorie din gimnaziu, un profesor pasionat de istorie, tot timpul făcea aplicații din astea interesante și avea un tâlc foarte bun de a spune povestiri. De multe ori când suplinea la o anumită oră, lua câte două, trei clase într-o clasă și dacă știam că vine domnul Puf, ca așa îi spunea, și ne spune povestiri, eram smirnă toți, eram foarte încântați că știa să povestească, știa să ne prindă așa cu povestirile. Și ne-a povestit odată, bineînțeles, era o anecdotă despre vremea războiului mondial, al doilea război mondial, când americanii inventaseră bomba atomică. Și se întâlnește eu cu Gheorghe pe stradă, zice, bă, tu ai văzut ce-o scris ăștia în ziar? Nu, ce-o scris? Păi zice, uite, ori, ori inventat americanii bomba atomică. Păi și ce cu asta? Păi e foarte periculoasă. Și auzi că o dat la japonezi în două orașe cu bomba asta și o au făcut praf. Dar știi ce, mai ziceau ăștia, că e foarte scumpă o bombă din asta că e vreo două milioane de dolari. Și zice ăsta la altul, tu la ai, doamne, cum nu pică una și la mine în tăleci. Adică în limbaj ardelenesc, vai, doamne, cum nu cade una și la mine în grădină. Da, tăleci în uh, ardelenește, preluat din maghiar, înseamnă grădină. Asta înseamnă să privești viața așa, ignorant, păi, până la urmă, m nu se întâmplă. Ce poate să întâmple dacă îmi cade o bombă, da, dacă valorează atâta, nu? Și din cauza ignoranței sau prostiei, putem să sfidăm toate aceste dovezi pe care le primim, știm că s-ar putea întâmpla așa și cu toate astea. Uh nu, nu facem față sau pur și simplu nici măcar nu ne dăm seama de pericolul care ar putea să vină, pentru că nu ne duce capul să analizăm lucrurile respective. Un alt motiv pentru care cred că inclusiv oamenii inteligenți se blochează este teama de a acționa. Se blochează mai ales când e ceva dramatic, trebuie să iei niște decizii, să pleci de acasă, să cum a fost în cazul războiului, să-ți iei în spate poate o bucțeluță mică și să te muți, să pleci, să te ascunzi. Păi unde să mă duc? Unde să mă ascund? Ce să fac? Și frica asta îi paralizează și nu iau decizii. Nu mai au decizii. Se, se blochează acolo și pur și simplu le teamă să acționeze. Din nefericire, ne este teamă să acționăm și la stimuli mai puțin periculoși. Suntem foarte reticenți la schimbare. Pentru că te scoate din comoditatea asta, trebuie să faci, să acționezi, să schimbi niște lucruri, să muncești în plus. Și omul zice, dar de ce să-mi bat capul? De ce să îmi fac eu viața mai grea? De ce să schimb eu lucrurile când poate să rămân așa? povestea un inspector despre o doamnă care avea mai mulți copii și treia pe ajutor social. Și a venit primarul și a zis, auzi, hai te rog ajut o era director la vremea aceea de școală, ajută-o, te rog, găsește un post acolo de femeie, de servici, ceva, să o ajutăm, că are atâția copii și să aibă un salariu, să mai trăiască pe ajutor social. A venit o lună de zile. După care n-a mai venit. A luat bani și a plecat. Și o sună directorul și spune, da, de ce n-ai mai venit? Hai că uite, avem nevoie de tine aici la școală. Păi zice, domn director, este foarte simplu, am făcut un calcul și cât iau eu salariu, mai puțin decât iau eu ajutor social de pe toți copiii mei. Și atunci ce rost să mai muncesc? Pentru că nu are, nu are niciun sens. Adică, eu vin să iau un salariu mai mic decât iau ajutorul social. Și nu vor să schimbe lucrurile. Pentru că vor să rămână într-o comoditate în care să nu facă nimic. Apoi, foarte mulți oameni nu cred ceea ce văd, pentru că nu cred că li s-ar putea întâmpla lor. Ați văzut reclamele. Uh, antireclamele, mai bine zis, de pe pachetele de țigări. Sunt acolo niște imagini, te uiți cu te ia cu groază, niște ochi din aia cu cancer pe ei, niște oameni cu, care scui sânge. E groaznic, sunt poze puse, șocante, ca chipurile, zic, ei fac o combatere a fumatului. Dar știți ce se întâmplă? Este exact efectul invers, că oamenii cumpără mai mult. Știți de ce? Pentru că zic, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Astea sunt povești, mie nu mi se întâmplă. Și pe de o parte, zice statul și cei care ne protejează, am făcut campanie antifumat. Și rezultatul este că fumează mai mulți. Pentru că oamenii nu cred că li s-ar putea întâmpla lor o asemenea, o nenorocire. Și e valabil în mai multe domenii ale vieții. Vezi că niște lucruri, au niște legi, funcționează într-o anumită direcție și a, cu mine este diferit. Cu mine nu se poate întâmpla așa. La mine este altfel. Sau dacă mergi să-i spui cuiva, uite, ți s-au întâmplat anumite lucruri pentru că... Da, stai liniștit, nu... Păi da, la tine viața este altfel. Ai fost favorizat, ai avut familie, ai avut oameni care te-au sprijinit, dar eu... La mine nu funcționează. Și apoi, dacă e să vorbim de... O altă categorie de oameni care văd realitatea și nu mai, nu mai reacționează în nicio formă, nu cred că se va întâmpla ceva, este cu privire la cei resemnați, care nu mai au nicio așteptare de la viață. și îmi vine acum aminte exemplul lui Eli. Om al lui Dumnezeu, om de treabă, om sfânt, a spune, toată lumea îl critică pentru copiii lui, dar el i-a mustrat, a încercat să facă ce a putut omul. Dar dacă copiii au luat-o pe alte și au decis să aibă o altfel de viață, până la urmă nu-l poți condamna. Și în durerea lui, după ce Samuel i-a spus mesajul din partea lui Dumnezeu, știți ce a spus Eli? Domnul este acesta să facă ceva crede. Cu alte cuvinte, omul mai interesează nimic. Și sunt atât de mulți oameni care uh, nu mai reacționează la, la stimul de niciun fel. Sunt blazați, sunt plictisiți, sunt sătui de viață, nu mai au niciun fel de așteptări. Și din cauza aceasta, viața lor este una cât se poate de anostă, de plictisitoare. Nu mai au nicio așteptare de la viață, nu mai vor nimic. Te duci să-i spui. Uh, Știți că erau, sunt mai multe paradigme vis-a-vis -vis de evangelizare. În trecut, oamenii se întrebau ce este adevărul și se băteau, pa, care are adevărul, la cine este, argumente, chestii. Dar societatea postmodernă nu mai pune problema așa ce este adevărul și cine are adevărul. Știți cum pune întrebarea? De ce ar trebui să știu adevărul? hai să fii mântuit. Și zice omul postmodern, dar de ce ar trebui să fiu mântuit? Eu nu vreau așa ceva. Și dacă tu mergi pe paradigmă diferită, te duci să te bați cu argumente, dar pe asta să-l motivezi, să învie, să aibă dorința asta în suflet, ca să să-și dorească să fie mântuit. El nu mai vrea să fie mântuit. Și tu vii să-i spui cum să fie mântuit. Și vorbești limbi străine. Ești total pe altă fază. Și de aceea oamenii văd și nu cred. În adevăr, cum era zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Și mai aduc înaintea dumneavoastră un exemplu și cu asta aș vrea să închei. Marele banchet al lui Nebucadnețar, al lui Belșațar. Știa din toate direcțiile că Imperiul se Avea toate informațiile posibile, nu era un strateg militar absolut deloc, nu era un soldat, nu era un viteaz, nu era nimic, era doar un moștenitor, un papă lapte care mânca tot ce au agonisit ceilalți și cheltuia. Știa că e în pericol și cu toate astea a zis hai să mâncăm, să bem, să ne distrăm și aducem vasele din casa lui Dumnezeu. S-au distrat, au chefuit, dar asta nu înseamnă că dacă el a ignorat realitatea, nu s-a întâmplat. Și vine mâna care scrie pe zid. Și momentul ăla începe să-i fie groază de parcă n-ar fi știut nimic până atunci. Sunt momente în viață când nu crezi până când ai parte de un șoc. Omul, eu știu, își cheltuie sănătatea într-un mod nesăbuit sau face anumite lucruri într-o anumită direcție și când ajunge să dea cu capul de stâncă, primești un diagnostic, ai cancer, se trezește. Și ce, dar cum? Și atunci ori începe să lupte, ori cade de tot. Însă, în momentul ăla, Belșațar a început să tremure de groază. Pentru că toate avertismentele pe care le-a primit până atunci le-a ignorat și a bătut joc de ele. Ce diferență între el și Daniel? Trăiesc aceeași realitate, însă se raportează la ea cu totul și cu totul diferit. Belșațar, disperat, plin de groază, nu mai știe ce să facă, până la urmă pierde imperiul, pierde viața, pierde tot. Și Daniel, omul lui Dumnezeu, care știa că vor veni medoperșii, s-a pregătit pentru aceasta, era în relație bună cu Dumnezeu și a continuat să fie un demnitar și la curtea regilor medoperșii. Nu știu ce așteptări aveți voi de la viață și ce doriți să realizați. În orice plan vorbim, însă de foarte multe ori lucrurile se întâmplă sau nu se întâmplă în viața noastră pentru că vedem și nu credem. Vedem și nu credem. Sunt atât de multe lucruri clare și atât de multe legi care funcționează ca ceasul elvețian. Și noi le ignorăm și spunem, a, dar nu, nu, nu poate să fie vorba despre mine. Nu, la mine nu se întâmplă lucrurile în felul ăsta, la mine nu funcționează așa. Însă, atunci când se întâmplă, poate va fi prea târziu în viața noastră, sau vom avea parte de niște eșecuri foarte mari, pentru că am ignorat realitatea. Cred că societatea despre care vorbește Domnul Isus Hristos, este și una tembelizată. În care intelectul ajunge atât de pipernicit și de obosit să mai gândească, încât, pur și simplu, orice ai spune oamenilor respective, ei nu mai reacționează. Rămâne doar o acționare din asta pe bază de instincte, când sunt șocuri foarte mari, dar în rest nu mai, nu mai contează. Însă, fie că ne dăm seama sau nu ne dăm seama, lucrurile se vor întâmpla. Și asta este cea mai importantă uh, veste pe care ne-o dă aici Dumnezeu. Faptul că oamenii au ignorat realitatea profetizată cu atâta timp în, înainte, nu a însemnat că ea nu s-a întâmplat în viața lor. Ea a venit! Diferența între oamenii din vremea lui Noe și Noi a fost că a știut noi a știut și familia lui și a fost salvat pentru că a acționat în fiecare zi și s-a pregătit pentru ziua respectivă, iar ceilalți poate și-au bătut joc sau au ignorat total mesajul din partea lui Dumnezeu. Să vezi și să nu crezi este trist. Să vezi și să crezi când se întâmplă doar în viața ta lucrurile într-un anumit fel nefericit, este poate prea târziu poate dramatic. Așa că aș vrea să credem cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ne spune aici, astăzi și acum. Și să schimbăm lucrurile astăzi și acum. Pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Îmi doresc din toată inima ca având în vedere oglinda aceasta pe care ne-a pus-o Dumnezeu, să fim mai pe fază atunci când se întâmplă lucrurile în viața noastră, să anticipăm și să credem că lucrurile vor fi exact așa cum spune Dumnezeu. Nu cum spun alții, nu cum le interpretează alții, dar când e vorba de o literă a scripturii, să credem că se vor întâmpla exact așa cum a spus Dumnezeu, când nu mai este problema noastră. Dar dacă suntem pregătiți, lucrurile vor fi așa cum trebuie, chiar dacă. Foarte mulți vor fi luați prin surprindere. Amin!